Ce culoare au ochii tăi? Spune-mi tu, ce culoare au? Castanii. Sunt frumoși. Elev Florescu, în biroul meu. Dacă aș fi știut, aș fi fugit. Aș fi încercat să mă ascund. Dar nu aveam de unde să știu ce urma să se întâmplă. Ești vinovat de trafic ilegal de valută. Vei fi urmărit penal. Vom lucra împreună. Tu îmi dai informații și eu îți dau medicamente pentru bunica. Cristian. Ia chinturile astea. Simt că urmează ceva. Lucrurile se mișcă rapid, veți fi în pericol. L-au omorât cu bătaia, dar știi cum se zice, asta pățesc filozofii. Dacă sunt în stare să fac așa ceva unui bătrân, gândește-te ce poate păți un tânăr. Ce putea să-i facă securitatea unui elev? Răspunsul la întrebarea asta nu o mai speria. Din contră, aveam mai mult curaj și nu mai aveam nimic de pierdut. În Timișoara, ceea ce a început cu o adunare de susținere a degenerat într-un protest antiregim. Un protest? Vorbește crainic. Într-un glas, cetățenii Timișoarei scandau fără încetare. Va veni timpul, trebuie să fim pregătiți. Pregătiți pentru ce? Pentru luptă. Natura mă trăda, viața mă trăda, până și prietenul meu cel mai bun mă trăda. Să nu vreți nici să-ți pui cum ești, trebuie să-mi doriți pentru copiii mei! Suntem liberi! Ceaucescu a fugit! Să nu vreți nici să-mi spui tu mie ce trebuie să-mi doresc pentru copiii mei! Diablo! Mi-am pus toată puterea. Nu se vede nicio picătură de nimic. Pentru că s-a dus! Păi da, ia-o în mână! Gata, poți să te oprești.